Salutare din nou, Silviu sunt, de la Electronice Online, iar în acest video de astăzi am să vă prezint aplicația, să-i spunem așa, să vedem dacă este utilă sau nu, aplicația Nexai Voice sau Topal Voice, sau cum vreți să-i spuneți voi. De exemplu, pe această navigație se numește Podofo Voice. Este o aplicație foarte interesantă. Prima dată când am văzut-o am zis, wow! Comandă vocală pe navigațiile chinezești, super tare, aftermarket. Păi, hai să vedem dacă este utilă. M-am uitat până acum, cred că la zeci de videoclipuri, cum se folosește, cum se activează. Din punctul meu de vedere, este o mare minciună, o mare vrăjeală. De ce spun asta? Este posibil ca ea să nu poată fi instalată pe orice navigație din aceasta. Asta este o navigație pe platforma MTK8227L și vine cu această aplicație preinstalată. Podofo Voice se numește ea. După cum vedeți, este neactivată, scrie not activated. Așa. Și e vorba de omulețul acesta. Dacă îi dăm flout icon, flouting icon, e vorba de omulețul acesta care zice că preia comandă vocală. M-am uitat la zeci de videoclipuri, cum se activează, cum pot să-l folosesc, cum am urlat la navigație de m-a luat naiba, o să râdeți. Am zis, hei Nexai, hei Podofo, hei Open Radio, Open YouTube, Closed YouTube. Nu funcționează absolut nimic. El în varianta asta în care vine, așa cum îl vedeți, default, este doar instalat și spun ei că este funcțional cu câteva cuvinte de bază. E o mare minciună. Eu am vorbit zilele trecute direct cu vânzătorul acestor navigații despre aplicația asta, strict despre aplicația asta, că m-am enervat atât de tare, am făcut un videoclip și l-am întrebat, spune-mi și mie cum o activez, că văd că este în navigație, mi-a zis că are comandă vocală navigația, și nu pot să o folosesc. Și zice, păi da, este instalată pentru că nu poate fi instalată pe orice navigație sau de oricine, spune el, dar nu este activată. Ca să o activați, trebuie să plătiți un abonament, să vă cumpărați voci, spune chinezul. Trebuie să vă cumpărați voci. Păi cum să-mi cumpăr voci? Adică pot să-mi cumpăr în limba română? Nu, doar în engleză puteți să cumpărați sau în alte limbi care le suportă aplicația aceasta. Dar în română, în limba noastră, nu există traducere momentan pentru comenzile respective. Bun, și în cazul ăsta ce fac? Zice, în cazul ăsta nu o folosiți. Și haideți să vă spun de ce este o aplicație banală care pentru mine ocupă spațiu și este nefolosibilă. Pentru dacă nu pot să o folosesc, nu am ce să fac cu aplicația asta. Dacă dăm click pe ea, zice așa, I'm your assistant Podofo Voice, da? Pe urmă zice standard version, versiunea standard. Zice că are comandă pentru muzică și așa mai departe. Și ajunge la versiunea, hai să-i dăm înapoi să vedeți și voi. Zice comandă muzică, sună la 911, hei Podofo spune aici ca să se deschidă aplicația, open Google, close Play Store, open Play Store probabil și frecvență radio. Versiunea Pro are absolut toate cuvintele, inclusiv poate să comande pe internet. Hai să vedem ce ne spune când zicem activează acum. Când dăm pe activează acum, ne duce foarte frumos pe o altă pagină în care ne roagă, ne spune să introducem codul de activare. Păi și de unde au codul de activare, am întrebat la vânzător și vânzătorul a zis, păi trebuie să-l cumperi. Bun. Dacă trebuie să-l cumpăr, am căutat fel și fel de soluții pe internet. Cum activez Podofo Voice, Google Voice, Topal Voice, cum vreți să-i spuneți voi, nu Google Voice. Și am găsit pe YouTube un indian sau nu știu ce mama naibii rasă e, care a tot făcut câteva videoclipuri din astea pentru how to install Nexai Voice in Android Car Stereo, how to install, după cum vedeți aici, and activate voice, Nexai Voice. Bineînțeles că niciuna din aceste variante nu a funcționat și nu funcționează. Este o mare gugomanie, o mare minciună ce spune omul ăsta acolo și să spun de ce. Pentru că el probabil are codul de activare cumpărat pe care îl găsiți și voi. Dacă aveți aplicația instalată și vreți să o folosiți, este treaba voastră. Eu am găsit-o pe aici. Am găsit și
Da, accept și continui. Nu vreau să mă conectez. Am găsit să cumpăr vocile, să-i spunem așa, pe site-ul alibaba.com. Continui în alibaba.com. Du-te mă, naibii, lasă-mă în pace cu Open. Vreau să nu-mi spui că are și aplicația asta. Eu vreau doar să... Ia du-te mă tu de aici. Sunt de acord. Ia să vezi ce-mi face ăsta, că mă pune să descarc aplicația. Bun, și am găsit pe site-ul ăsta aici, să cumpăr, și zice așa. Podofonexa Intelligent Voice Activation Code, Smart Voice Control, dragi, nu știu ce. Zice $9,99. Da? Minim order, două piese. Păi ce naiba să fac cu două piese eu? Că n-am ce să fac cu două piese. Și haide să vedem dacă ne zice ceva despre codul ăsta de activare. Dacă are vreun detaliu, ceva. Detalii rapide, zice. Origine China, 7 zile. Deci nu ne spune mare lucru despre codul ăsta de activare. Ah, stai, stai că era. Deja, uite, zicea pe aici. Bă, dar ce naibii să vede așa de... De mic, mi-a ocupat ăsta cu chat-ul tot ecranul. Zice ce funcții are. Frecvență radio, FM, go to, slot frecvenții, schimbă AM, FM, open, close, dragi pe el să-l ia. Poți să dai pe mut, închide ecranul, deschide ecranul, oprește Wi-Fi, pornește Wi-Fi, deschide YouTube, pornește YouTube. Are câteva funcții destul de interesante, dar care pe mine nu mă încălzesc, pur și simplu nu mă încălzesc. Plătesc 50 de lei pe vocile astea, după care trebuie intrat acolo și activat codul respectiv și folosesc Nexai Voice sau Topal Voice sau cum s-o mai numi ea, cum Dumnezeu i-o spune. Păi plătesc 50 de lei să ce? Să vorbesc în engleză? Poate nu știu engleză. Te mai văzusem aici pe AliExpress, din nou. Au și aici cei de la Johnson, Basic Intelligent. Ia să vedem la ăștia cât costă un pachet din ăsta. Uite aici mi-a transformat în lei. 80 de lei. 80 de lei să cumpăr vocile astea. Și hai să vedem un mic video despre Nexai Voice. N-are pe tot ecranul. Accept. We are going to Guangzhou Bayun Airport. Bay Hotel, California. Let's listen. Bay Justin Bieber song on YouTube. Let's listen. Close navigation. Deci, practic, cam vorbești tu cu navigația, dar nu are foarte multe cuvinte care să te ajute. Mai ales că sunt în engleză. Dacă era un român, îi spuneai deschide Google, închide Google, deschide YouTube, închide YouTube, crește volumul, scade volumul. Mi se părea ceva bun, adică aș fi dat 80 de lei, 100 de lei, cât 100 de lei, aș fi fost dispus să dau 100 de lei dacă prelua comenzile astea în română. Dar așa să vorbesc în engleză cu ea, sincer, nu mi se pare în regulă. Și mi se pare destul de mult, destul de scump. Deci, cam asta face Nexai Voice, aplicația asta. Mergem din nou pe ea. Așa, o să vedeți, v-am zis, o să vedeți zeci de video pe YouTube cu băiatul ăsta care, mai ales ăsta... Indianul ăla ce mama naibie, el spune așa, ca să se activeze după ce a fost instalată, pentru că este neactivată, zice activați Wi-Fi-ul, eu am Wi-Fi-ul activat, vedeți ce spune indianul acolo, mergeți pe setări, așa, bun, mergeți la
dată și timp, modificați. De aici, fusul orar, el e normal pe automat, zice, dați pe manual și schimbați, du-te mă naibii, schimbați fusul orar la fusul orar al țării dumneavoastră. Hai să mergem și noi, pe plus 3 ore avem noi, Ierusalim, Minsk, Bagdad, mergem pe Moscova, că e și așa cum e acum. Mergem pe Moscova, da? S-a făcut 14.53, dăm pe meniul de acasă, închidem toate aplicațiile și mergem înapoi pe Podofo Voice. Vedeți voi vreo activare? În vecii vecilor nu se activează. Și să vă spun de ce. Din ce am vorbit cu vânzătorul, el se activează în funcție de... înapoi, scuzați-mă. De ID-ul acestei navigații, să zic așa, sau fiecare cod de activare este unic. După cum vedeți aici, după e-mail sau ceva de genul ăsta, în momentul când vă dă codul de activare, se activează în funcție de ID-ul acesta sau ceva de acest gen. Mă înțelegeți? Am încercat să tot dau click-uri pe aici, să copiez ăsta, să mă duc pe el. Vedeți că are un cod QR scan aici, nu știu. Probabil că vă cere codul ăsta de scanare. Habar nu am cum se activează, că n-am încercat. Deci, pur și simplu, aplicația Nexai Voice, Topal Voice, Podofo Voice, cum vreți să-i spuneți voi, din punctul meu de vedere, este nefuncțional. Nefuncțional. Așa că nu și are rostul aici. Și cine găsește această aplicație, vrea să o folosească în limba engleză, poate să cumpere pachetul de unde v-am arătat, 50 de lei, 100 de lei, cât costă el acolo. Cine nu, poate să o dezinstaleze cu mare drag, pentru că în română nu va fi disponibilă curând. Eu am fost Silviu, vă mulțumesc. Dacă vă este util acest video sau am fost de ajutor, dați și voi un like, un share, abonați-vă. Sper că nu v-am plictisit. Sănătate!